Viteza și neacordarea de prioritate sunt principalele cauze în producerea accidentelor de circulație. Rapoartele poliției arată că în primele 9 luni ale acestui an, cele mai multe accidente grave au avut drept cauză nerespectarea regimului legal de viteză sau au fost provocate de traversarea neregulamentară a pietonilor. Potrivit datelor furnizate de direcția rutieră, viteza excesivă se află pe locul întâi în topul celor mai frecvente greșeli ale șoferilor sătmăreni. Cauză generatoare de accidente cu victime constituie neacordarea priorității la pieton și a treia, neacordare prioritate la vehicule. Deci vom acționa și pe aceste cauze generatoare. Intervalul orar în care se petrec cele mai multe accidente letale este cuprins între orele 16 și 20, cu un vârf al acestora între orele 18 și 20. Peste 70% din victimele decedate sunt bărbați. Conform statisticilor, majoritatea victimelor au ajuns în acele situații datorită propriilor erori de comportament în trafic.